Bună seara, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. Politicienii în frunte cu președintele Iohannis sunt dispuși să dea foc la țară, da, pentru lupta asta, da, lupta asta pentru putere care ne macină de câteva săptămâni. Bugetul României este în aer, dar noi discutăm despre justiție, discutăm despre grațiere, am avut oameni în stradă, ca niciodată în ultimii ani, așadar lupta pentru putere între tabăra președintelui Iohannis și cei de la putere, da, cei de la PSD, este în desfășurare și cine știe ce surprize o să ne ofere zilele următoare, pentru că lupta asta nu se încheie aici. Este o luptă de uzură și cine știe, poate o să fie o luptă pe dosare penale. O să vedem cătușe, o să vedem arestări, o să vedem condamnări în perioada următoare, pentru că așa se întâmplă în România și nimic nu poate schimba lucrul ăsta. Așadar, a fost dezbatere astăzi la Ministerul Justiției pe legea grațierii. Cei de la PSD, în frunte cu Ministrul Justiției Florin Iordache, au făcut un pas înapoi. Vor modifica, spune Iordache, cumva aceste ordonanțe, nu știm cum. Se discută și despre legea răspunderii magistratului. Este o bulibășeală. În loc să discutăm despre cum dezvoltăm țara asta sau ce facem mai departe într-un context foarte complicat, noi discutăm despre justiție. Nu că n-ar fi important să discutăm despre justiție, dar parcă toată agenda publică este blocată de subiectul ăsta și de serviciile informații. Îl salut pe Dan Andronic, invitatul meu din această seară, director al evenimentului zilei. Bună seara! Bună seara! Daniel Fenechiu, senator PNL, bună seara, domnule! Bună seara. Și Șerban Nicolae, senator PSD, bună seara, bună seara, domnilor! Bun găsit. Dan, încep cu tine. Ce crezi că se va întâmpla cu povestea asta? Cei de la PSD vor duce mai departe demersul, dar cu prejudicii de imagine destul de considerabile. Cel puțin așa se vede din, după două săptămâni de dezbateri, de oameni în stradă. De... Bun, eu rămân la prima părere pe care am avut-o de când cu acea celebră ședință de guvern, că un asemenea gest trebuie asumat politic și trebuie dus până la capăt. Până la urmă, ordonanță de urgență, în măsura în care ea ar fi fost dată la acel moment de către guvern, nu reprezenta altceva decât o transformare a unei voințe politice într-un act normativ care putea după aia fi amendat de Parlament. Deci dacă existau lucruri care trebuiau modificate, acele lucruri puteau fi modificate. E adevărat că au apărut diverse interpretări care puteau lăsa loc la nemulțumiri. Eu cred că oamenii care au ieșit în stradă au ieșit în primul rând pentru că au încercat să acopere un gol politic. Absența unei opoziții politice puternice, la ora actuală doar președintele Klaus Iohannis pare că face opoziție, a determinat oamenii să iasă în stradă, sau strada, să se confrunte cu alianța PSD-ALDE, care este o alianță puternică și care, din punct de vedere al numărului de parlamentari, și care în mod probabil, cert aș putea spune de fapt, deși unor nu e bine să ții, să folosești asemenea termen, va rezista 4 ani de zile. Deci grațierea este un act de voință politică pe care trebuie să ți-l asumi dacă ai de gând să-l faci. Nu există moment perfect pentru așa ceva, nu există act normativ care să-i mulțumească pe toți și nu-ți rămâne decât fie să o faci, fie să nu o faci. Bâlbâiala la care am asistat produce aceste beneficii de imagine, pentru că, până la urmă, și dacă o dădea acum 2-3 săptămâni când s-a discutat prima oară, tot ar fi avut loc demonstrații, tot ar fi avut loc această dezbatere în societate și s-ar fi ajuns poate la amendarea ei în Parlament. Acum, eu nu vreau să discut, să intru pe fond, pentru că nu-i specialitatea mea. Eu vă, avem de juriști aici. Da, vă pun în discuție acest subiect doar din punct de vedere politic. Politic, PSD-ul oricum ar fi avut prejudicii de imagine. Că nu există, nu este o măsură populară. Și nici nu o poți acoperi cu dublarea pensiilor și a salariilor. Că n-ai de unde și chiar nu cred că o asemenea măsură ar face față. Am întrebare și noi, ca profan, ca jurnaliști, de ce mai există instituția asta în legislația din România, dacă e o întreagă tevatură pe treaba asta? Era de așteptat, mai există? Era de prevăzut. Să adăugăm ideea asta de grațiere și postpartem. Era de așteptat, și era mai de prevăzut, subiectul discuției. Era inevitabil ca acest scandal să iasă pe tema grației. De-aia spun, dacă te-ai decis să o faci, fă-o. Din punct de vedere politic, fă-o. Orice bâlbâială te duce în zona în care suntem acum. Teza nu politică... cred că s-ar fi schimbat nimic din ceea ce vedem acum dacă decizia OUG-ului era dată.
Cum ai remarcat, bine ai remarcat, ca să zic așa, vorbesc, nu, politic, nu cum ai remarcat, practic, cei care au ieșit în stradă au făcut activism politic, din punctul meu de vedere, nu că n-au fost mânați de bune intenții, da, este normal, normal au făcut lor, activism urmă, politic, nu-i nimic dar e o întrebare, politica o face societatea civilă sau o fac partidele? Nu, dar tocmai de-aia trebuie să-ți asumi anumite lucruri. Nu. Tu decizi dacă tu, cel care ai ajuns la guvernare, care deții majoritatea în Parlament, spui o luăm la dreapta sau o luăm la stânga. Mergem mai repede, mergem mai încet. Nu strada poate să, deci nu manifestațiile. Ele reprezintă un semnal nemulțumiri sau al revoltei. Dar decizia politică este a celor care au fost mandatați. Bun. Mesajul prin politic al străzii a fost următorul. Această lege a grațierii, da? Practic salvează politicienii penali. Asta este leitmotivul, este șapou, ca un articol de presă. Da. Ține de modul schizofrenic în care am construit societatea în ultimii 20 de ani. Întotdeauna vor fi puși în discuție politicieni corupți care urmează să scape de rigorile legii. Acum, să faci legi în care să spui acest lucru nu se aplică politicienilor, după aceea trebuie să definești ce înseamnă politician. De două săptămâni mă chinuie, am citit o felul de liste, unii sunt de părere că listele nu sunt corecte, alții spun că sunt verificate. Noi nu știm exact cine beneficiază din capii noștri politici de pe urma acestei grațieri. Domnule Fenechiu, la PNL ați făcut o listă acolo, că de fapt ăsta e leitmotivul. Domnule, cine scapă, da? Nu, n-am făcut o listă. Cine scapă în povestea asta, ca să știm și noi? Nu, n-am făcut o listă, o să... să vă răspund. În schimb, aș vrea să am un punct de vedere la ce a spus Dan. E foarte corect. E o problemă de asumare politică. Dar Dan spune că nu era nicio schimbare dacă era data cu două săptămâni de zile. Din punct de vedere al condițiilor politice. Și din punct de vedere al condițiilor politice exista. Datorită faptului că nu discutăm în momentul de față despre dreptul majorității parlamentare, da? Ca pe textul constituțional, să iau asemenea măsură. Da? În mod direct și normal. Ca să vă spun la ce m-am referit. Tu ai spus așa. Dacă o dădea, ar fi avut manifestații în Parlament. Nu putea fi modificat în Parlament. Pentru că odată dată producea consecințe. Chiar dacă o modificai, pe perioada dintre momentul în care ai dat-o până momentul când făceai modificarea, producea consecințe. Am înțeles. Iar textul avea foarte multe probleme. Pe lângă faptul că maniera deci era care s-a făcut, lucrat, era prost făcut. Bun, pentru e un punct de vedere. Să mă ierte Dumnezeu. Dar credeți că dacă era puțin mai bine făcut, n-ar fi avut loc demonstrații? Sunt convins că demonstrații ar fi putut să aibă loc, da? Însă... Credeți că presa n-ar fi fost împotriva PSD-ului? Este una să dai toate tunurile și toată muniția. În momentul în care în articolul 2 spui că la peste 60 de ani, da, operează fără distinție de infracțiuni, fără condiționalitatea plății, deci da, era prost discuții, făcut. Vine, violatori, pedofili, asasini și așa mai departe. Da? Deci dar câți vin, domnule Fenechiu? Hai să vedem câți politicieni scapă, câți violatori vor ieși pe stradă. Domnul Mănăstire, eu spre deosebire de foarte mulți colegi ai mei. Lupul vine sau Eu spre deosebire de foarte mulți colegi ai mei, inclusiv din PNL, am o poziție mult mai nuanțată. Pentru că eu vin dintr-o lume în care lucrurile se interpretează înainte să se interpreteze politic din perspectivă juridică. Eu n-am văzut în codul penal vreo împărțire a cetățenilor între oameni politici sau politicieni și oameni nepolitici. Da? Și restul. N-am văzut. Motiv pentru care eu știu din practică că în momentul în care discuți de o măsură care generează efecte colective, cum ar fi o grațiere, de exemplu, da? Nu vei putea să extragi politicienii. Vor fi indiscutabil unii care se vor regăsi acolo. Discuția care se face este dacă această lege este dată cu dedicație, în totalitate, per ansamblu, anumite bucățele. Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă această lege era adusă transparent în discuție, și aici Șerban Nicolae știe foarte clar că începând cu Marțea Neagră, discuții de acest gen între parlamentari au existat întotdeauna, da? Sunt foarte mulți care apreciază că o lege de clemență poate fi binevenită, este binevenită. Însă, în momentul în care tu ești deconspirat cum a rezultat de vizita lui președintelui la guvern, care ne vorbește de doi elefanți, concomitent cu acel moment apar în presă două proiecte care au trecut o dată de 18, data respectivă. În presă, au fost date de minister. Au fost date de minister în ziua respectivă. Bun, separat de treaba asta, ordinea de zi.
contrar obiceiului, n-a fost postată, da? S-a creat impresia, nu știu dacă a fost corect sau nu a fost corect, că nu pot să fac procese de intenție, că dacă președintele se duce acolo, i-a fost date. Și acum vin pe fondul problemei. Pe fondul problemei, ai acea situație cu cei peste 60 de ani, unde nu aveai condițiile de la articolul 1, da? Și putea să scape absolutamente oricine, și anumite discuții care se ridică. În vigoarea jurnalistică, domnule Daniel Fenechiu, dacă eu spun că baronul X a făcut aia și aia și mai departe, trebuie să dau justificare la CNA sau în fața instanței. Da. În povestea asta eu nu știu cine sunt beneficiarii, da? Păi, domnule, Liviu Dragnea este unul din beneficiari. S-a discutat foarte mult. Uite, Liviu Dragnea este unul din beneficiari. O mare parte din oamenii politici care sunt în momentul de față în zona administrației sunt prinși în zona conflictului de interese, da? Haideți să-l auzim pe un domn care a participat la dezbaterea de astăzi la Ministerul Justiției. Îl salut pe domnul Gheorghe Becali. Bună seara, domnule Becali. Bună seara, vă salut. Cum a fost dezbaterea? Că a fost cu ușile închise, așa, mai mult cu sonor decât cu imagini. Pentru mine a fost simplă dezbaterea. Eu am luat proiectul de grațiere, l-am studiat punct cu punct și am făcut un alt proiect pe care l-am înmânat Ministrului Justiției cu încă 9 fapte care să fie grațiate. De exemplu, pentru aici, dați-ne. Pentru că aici eu vreau să dau un răspuns totuși. Domnul Fenechiu spunea, domnule, nu știu. Ba, se știe, pentru că proiectul care a fost făcut de către guvern, grația numai fapte de abuz în serviciu. Păi abuz în serviciu îl fac politicieni. Celelalte fapte ușoare nu se grațiau. Domnule Becali, o mică paranteză. Abuzul în serviciu este și pentru persoanele private, adică și pentru dumneavoastră, și pentru mine, și pentru cei care se uită la noi. Nu este adevărat. Așa este. Domnul Becali, n-ați fost condamnat pentru complicitate la abuz în serviciu? Dumneavoastră? Da, complicitate la abuz. Și tot abuz în serviciu. Infracțiunea aceeași. Pe ce? Sunteți persoană publică? Bine. Vă rog. Acum să mergem mai departe, nu ne oprim în asta. Acum eu vreau să spun așa, ce spunea domnul Andronic. Bâșbâiala care au făcut-o guvernanții a dus la protest. Are dreptate. Dacă, așa, de exemplu, și am să mă refer și la domnul Șerban Nicolae acum, ca să iau pe toți, dacă, de exemplu, un om ca Șerban Nicolae era ministru de justiție, omul ăsta lua totul punct cu punct, punea totul la cale frumos și dădea proiectul fără nicio teamă și fără nicio reținere. De ce? Nu se știa cu musca pe căciulă. Omul o dădea cu bună credință, e specialist, are expertiză și se bătea cu toată lumea. Asta nu înseamnă că domnul Iordache nu e un om de ispravă, de mare ispravă, îl cunosc, e un om de mare calitate. Numai că nu se pricepe la legi, că nu este de justiție, nu este, n-are expertiză în justiție. Este doctor în justiție, domnul Becali. Nu știu, eu... Eu am spus, e un om de calitate, numai că când îți pui un om să facă ceva care nu face el, omul nu are putere. Păi Șerban Nicolae, dacă îl spuneai, păi Șerban, fă-mi asta. Șerban Nicolae spunea să văd dacă pot să fac. Domnule Becali, spuneți-ne... Să fac. Și făcea omul și credea că poate să facă. M-ați înțeles? Iar această grațiere trebuie dată, eu am introdus acolo încă 9 fapte care trebuie grațiate. De exemplu, dintre ele, șantaj, înșelăciunea, nu știu ce, furtul. Acestea sunt infracțiuni cu care poți te duce la mediator, cum să nu fie grațiate. M-ați înțeles? Și multe alte chestii, chiar mai infracțiuni, chiar mai mici decât furtul, mai mici decât înșelăciunea. Care nu mi le aduc aminte, le-am luat punct cu punct. Și atunci, bineînțeles că atunci când trimiți un duh și nu trimiți duhul păcii și al curăției, bineînțeles că oamenii simt. Dacă vrei să dai o grațiere, păi dă grațiere să iasă 7.000, nu 1.300 și 1.200. Da? Asta este. Iar grațierea asta trebuie dată. De ce trebuie dată? Pentru că eu știu, am fost acolo, iar dacă noi suntem oameni, noi nu putem să trăim într-o țară cu oameni la pușcărie, la 4-3. Dacă suntem țară civilizată, nu se poate să ai pușcărie cu 4-3.
Și nu se poate să stai în 24 de metri pătrați 30 de oameni. Nu se poate asta. Că înseamnă că suntem animale. Trebuie dată. Dar trebuie dată acum, cum a spus Iordache. O să ia omul frumos punct cu punct, dar trebuie să o dea Parlamentul. Act de voință politică. Eu nu l-aș numi act de voință politică. Eu l-aș numi act de clemență al poporului. Pentru că Parlamentul este cel ce reprezintă poporul și Parlamentul, în opinia mea, trebuie să o dea și nu guvern. Bun. Președintele Iohannis, domnule Becali, a spus să nu se dea, să se oprească, da, proiectul ăsta, să se oprească orice acum inițiativă. Să vă spun și despre domnul președinte Iohannis. I-au ridicat mingea la fileu și acum își face treaba de politician mai frumos decât atâta, ca să se înalțe în sondaje, ce avea să facă decât ordonanțele astea care l-au ridicat și care acum o ține cu asta. Să se retragă, să se retragă, chiar dacă nu ne interesează că se retrage sau nu se retrage, omul își face meseria de politician și crește. Cum spun unii, domne, vedem pe altă televiziune, arma PSD-ului și au alte. Vezi, domne, una din arme, suspendarea. Suspendarea mergea înainte. Acum nu mai merge. Că nu votează lumea la suspendare și că vă poate o hari. Așa cred eu. Bun. Deci dumneavoastră spuneți că Parlamentul trebuie să-și asume chestia asta și că trebuie modificat în sensul de a mai se adăuga diferite infracțiuni la povestea asta, da? la grațiere. Păi dacă... Da, nu. Legea răspunderii magistratului vi se pare o chestie ok, că a apărut astăzi în discuție? Asta este cea mai bună lege. De ce? Ca să-și asume răspunderea și judecătorii să nu mai dea ei sentințe așa, dosare pe care nici le citesc, sau să dea sentințe la prietenie cu avocații. Că mai există și unele case mari de avocatură care au angajați avocați, soți, judecătoare, nevastă, judecător, avocat care fata lui e judecătoare și numai așa prietenii cu metrii, case mari de avocatură se numesc ei. Dar ei câștigă de fapt procesele că sunt rude angajaților cu judecătoarele. Mi-asum ceea ce spun, știu, nu pot să dau concret acum. Și trebuie să aveți probe pentru lucrurile astea. Păi da, o să am, că am făcut și o plângere. Unde? Am făcut o plângere la DNA, la unei judecătoare, care este, mi se pare, vicepreședintă la Curtea de Apel București, la secția civilă. Probabil de am și pierdut cu steaua, pentru că ce-ai dat-o pe care îmi faci plângere, atunci lasă că o să vorbesc eu cu colega mea să pierd tot procesul cu steaua. Pentru că sunt, știți care e treaba, două mănăstiri. Sunt unele lucruri pe care dacă le pierzi, ai 100% de dreptate. Le pierzi, nu e o problemă. Dar sunt unele lucruri care sunt strigătoare la cer. Alea nu trebuie lăsate așa. Și am pierdut un proces care e strigător la cer. Adică o judecătoare de înaltă curte a zis, domne, titlul tău de proprietate ți-l anulez, iar ăla la care a închiriat terenul îl fac proprietar. Asta nu pot să admit în țara mea niciodată. Judecătoarea chilică de la Curtea de Apel București. Asta a făcut. Avocat fiind Tucă Zbârcea. Marele Tucă Zbârcea, aveți doar mare casă de avocatură, care angajează avocați și care el, omul, a fost mare securist și care are pe nevasta lui judecătoare la înalta curte. Care e legătura? Care e legătura între casa de avocatură și judecătoare? Că n-am înțeles. Păi că legătura este că Tucă Zbârcea ăsta, el, nevasta lui, a fost judecătoare la Curtea de Apel. Înainte colegă cu doamna asta, Tilică. Și așa, dacă se dă legea asta, doamna asta, Tilică, dacă se dă legea răspunderii magistraților, nu o să mai facă ea ce a făcut, că după aia plătește ea milioanele de euro de spăgubit. Păi, și în afară de faptul că au fost colegi la un anumit moment, mai aveți alte indicii? Păi indiciile sunt hotărârea care a dat-o. Care nu, vă,
Dacă îți ia și spune că tu nu ești proprietar pe casa ta, ci chiriașul e proprietar pe casa ta, asta este clară treaba. Mai înțeles, Dane? Înțeleg, nu, eu încerc să găsesc legătura cu casa de avocatură, nu neapărat dacă decizia e logică. Că nici mie nu sună logic ceea ce spuneți. Păi nu, eu doar am spus așa, că DNA-ul are o problemă mare și cu casele astea mari de avocatură, care angajează avocați care au neveste, vezi, doamne, judecători, judecătoare, sau bărbați, nu știu ce, sau frați, sau cutare. Trebuie să aibă grijă doamna Achele și de astea, că e o mare nenorocire și cu chestiunile astea. Și atunci, dacă se dă legea magistraților, răspunderea magistraților, nu o să mai își permită doamna Tilică să dea cum vrea ea și să plătească acum statul 10 milioane la NRP de spăgubire. Că așa o să plătească statul, că a vrut doamna Tilică să facă pe o firmă străină proprietară și acum statul o să plătească de spăgubit proprietarului 10 milioane. M-ați înțeles? Da, dacă asta e situația. Bine, nu știu dacă ăsta e mecanismul, mă îndoiesc că ăsta e mecanismul prin care statul va ajunge să plătească, dar din câte știu eu și acum există posibilitatea ca statul să îndrepte, băi, dacă există o decizie la CEDO împotriva unei sentințe, să îndrepte împotriva judecătorului, nu? Balmei, de te doare capul, ce legătură între ei de te doare capul? Și ei zic că sunt mari avocați. Nu sunt mari avocați. Au rubedenii și prietenii și zic că ce mare casă de avocatură, spune mie, ce dumneavoastră angajează o mare casă de avocatură. Păi ce înseamnă o casă de avocatură mare? Care are avocați, care au... Bun, dar haideți să revenim la grațiere, că e mai... Păi hai să revenim, dar... Că ăsta e subiectul. Hai să revenim. Păi tu ai vrut să închizi. Eu-s de vină. Dar Andronic este de vină. Poate, nu mai treci de vină. Domnule Becali, e o întrebare pe finalul intervenției, că luăm o scurtă pauză comercială. Unii spun că n-avem autostrăzi și șosele și că de unde bani ca să facem penitenciare? Mai facem închisori, că n-avem bani. Se lăsăm pe ea să stea acolo cum pot, că asta e viața. Bine, domnul Mănăstire. Păi bine m-ați întrebat, eu am fost acolo, am văzut și stai puțin. Cea mai mare problemă nu este neapărat asta. Cea mai mare problemă este nerespectarea legii de către ANP. Acolo sunt niște oameni cu mentalitate criminală de 30-40 de ani din pușcările comuniste, care oamenii ăia nu respectă legea. Că dacă s-ar respecta legea executorii pedepsei, n-ar fi așa grea pușcăria. M-ați înțeles? Dar eu, când le-am spus, a zis, păi dumneata, trezești ursul. Când am început să vorbesc despre pușcării, când eram în temniță și deam telefon la voi, la jurnaliști. Da, trezești ursul. De ce? Pentru că ursul e ANP-ul și face ce vrea. Păi și ați fost persecutat pe chestia asta? Poftim? Ați fost persecutat? Vi s-au luat din drepturi... S-a exercitat presiuni? Nu am fost sancționat de atâtea ori, nu m-am luptat cu ei în instanță. Deci eu cred că eu mă luptam cu ei. Și normal a fost, dacă ești sancționat și primești raport de sancțiune, dacă nu mai ești, după aia reberat funcționat, te afectează. Dacă am primit 3 rapoarte de sancțiune, am fost persecutat și judecătorul a spus că... Se anulează. Înseamnă că a fost abuz de putere. Da, domnule Becali, o să vă rog să rămânem un pic și după scurta pauză comercială. Ați văzut declarațiile DNA, da? DNA a spus că e nevoie să se pună în aplicare mecanisme puternice pentru cei care critică DNA. Și dumneavoastră ați criticat astăzi. Eu nu mă bag, eu cu DNA-ul nu mă bag și niciodată nu critic, că mi-e fix. Pe poate vrea DNA-ul să se bată cu dumneavoastră. Nu vreau, eu cu DNA-ul nu mă pune să comentez. A spus foarte corect, da? Că e frică. Eu mă bat cu toată lumea, numai cu DNA-ul nu mă bat. De ce? DNA-ul te arestează și după aia vorbești cu ursul. Vorbești și cu ursul. După aia iar treziți ursul. Se trezește ursul și ursul, domnule, te bagă la pușcărie. Revenim imediat. Domnule Becali, revenim imediat cu discuția. Mă bat cu Dragnea, că n-are ce să facă. Mă bat cu oricine. Revenim imediat. Mulțumim. Departamentul Național Anticorupție iese la atac după săptămâni în care a fost criticată, s-au făcut atacuri, am avut dezvăluiri lui Sebastian Ghiță. Astăzi DNA cere CSM-ului, da, consideră că necesitatea unor mecanisme mai puternice de contracarare a criticilor în spațiu public, a criticilor făcute de mass media, actului de justiție sau activității DNA este necesară. Și de aici începe o întreagă nebunie cu dezbateri, cu opinii. Ce ar însemna mecanisme mai puternice de contracarare, domnule senator Șerban Nicolae? Cum să ne contracareze DNA-ul
pe cei din presă, care punem în dezbatere dosare, informații, dezvăluiri, da? Cum înțelegeți? Din punct de vedere, într-o societate democratică, lucrurile astea nu se pot face decât prin abuz. Eu am rămas foarte, cum să spun eu, m-am cramponat un pic de o afirmație făcută în răspunsul pe care CSAT-ul, prin consilierul prezidențial Onișor, l-a dat Uniunii Naționale Judecătorilor din România. Bine, acum un an, dar abia acum am aflat și noi restul lumii. Și acum scria acolo că echipele mixte care s-au constituit în baza protocoalelor dintre serviciile de informații și structurile organelor de anchetă penală s-au făcut și cu scopul de a bloca accesul în funcții publice a unor persoane corupte. Să explicăm puțin mecanismul. Dacă... Și mai mult decât atât, acolo se menționa că în baza strategiei de informații. Strategie de informații nu există. Există strategie, toată lumea știe, strategia națională de apărare a țării, care este sectorială, are și o componentă care ține de armată, are o componentă care ține de Ministerul de Interne, o componentă care ține de informații și inteligență. Păi să explicăm oamenilor cum funcționează mecanismul. Dacă un premier vrea să numească un secretar de stat, prima dată cineva spunea așa, domne, mănăstire e corupt. Da. Mănăstire e corupt? Nu. Nu, nu, nu. Era un nume pe listă. Vrem să-l punem pe Ionescu, secretar de stat la agricultură. Prima dată, ca protocol, se suna la SRI și spunea ce aveți despre băiatul ăla. Și a spunea, domnule, nu e ok. Fără avizul SRI nu era nimic în funcție. Încă ar fi o mică parte. Acolo se vorbea de acces în funcții publice, pentru a preveni accesul în funcții publice. Funcțiile publice poate să fie și alese. Deci, dacă vă uitați puțin ce au pățit niște oameni care au fost în postura de a candida, s-au trezit cu un dosar penal în prag de candidatură pentru corupție. Și acolo se spune că a existat o strategie, oamenii ăștia lucrau în echipe mixte ca să prevină accesul în funcții publice a unor persoane declarate de ei corupte, deci nu declarate de un judecător, nu declarate de o sentință judecătorească. Considerate corupte. Considerate corupte. Păi, aici, cum să vă spun, ajungem la o anomalie, adică sunt atât de multe fracturi logice că nu mai știu de unde să încep. Păi dacă Șerban Nicolae era corupt, nu-i blocheze accesul într-o funcție publică, îl dai pe mâna justiției. Adică problema nu era că dacă ai depistat un corupt să nu-i permiți accesul într-o funcție publică, ci să-i angajezi răspunderea penală. Ori toată această desfășurare de mecanisme de abuz arată că de fapt tot ceea ce însemna decizie politică la vârf în ultimii ani a fost parazitată de bunul plac al unor persoane. Toate aceste protocoale în care există acces la baze de date personale, nelimitat și pe bază de interogare oricând, fără niciun fel de control, arată că treptat ne transformăm într-un stat polițienesc. Eu sper că încă nu e prea târziu. Ne-am transformat sau suntem? Da, spuneți-mi, există pe bază legislativă pentru lucrurile astea? Pentru că am publicat avem o declarație... Da, sub semnătura lui Dan Andronic, ai publicat astăzi în evenimentul zilei, da? Documentele, protocoalele astea secrete dintre SRI și DNA. Nici măcar la asta nu vreau să mă refer, ci la declarația liderului de sindicat al polițiștilor, care spune că aceste protocoale, pentru a fi legale, trebuiau publicate în Monitor oficial. Nu numai atât. Și ele n-au fost publicate. Da, nu numai atât. Fiind vorba de drepturi procesuale, fiind vorba de norme de drept procesual penal, ele trebuie să fie în legislație. Nu e vorba de publicare. Ei și-au făcut un soi de acoperire legală prin hotărâri CSAT, care erau nepublice, erau secrete. Protocoalele erau secrete. Dar nu se poate. Atunci... Adică nu, dar nu este o supralegiferare? Nu se legiferează pe lângă Parlament? Deci nu poate. CSAT-ul, nu CSAT-ul. Da, problema, aceste protocoale... Domnul avocat, vă citesc acum documentul publicat de evenimentul zilei, Dan Andronic este aici, ne poate explica exact care e povestea. Avem aici un pasaj, probabil dintr-un rechizitoriu. Nu, sau este de la Inspecția Judiciară. De la Inspecția Judiciară. Este un răspuns de la Inspecția Judiciară. Un răspuns. De asemenea, folosirea sprijinului Serviciului Român de Informații, o altă activitate contestată de petent s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art 1, art 3 din Legea Securității Naționale, având în vedere și hotărârea blabla 17 a CSAT-ului, da, celebra hotărâre, care a integrat problema corupției și combaterea ei în structura strategiei de securitate națională ca factor de risc respectiv de securitate națională. Deci avem negru pe alb scris ce? Că oamenii ăștia... Că a existat o decizie a CSAT-ului din 2005 despre care s-a mai discutat. Am prezentat-o și noi. Care a introdus corupția printre infracțiunile care pot intra în atenția Serviciului Român de Informații. CSAT nu avea dreptul să facă asta, că nu este legiuitor. Bun, dar știți, toate actele... Dar mai este că nimeni nu atacă exact esența.
Deci noi nu discutăm... Senatorii, avocații... Bun, o discutăm, nu atacăm. Eu când vorbesc care de... Ar fi? Care ar fi esența? Această hotărâre a CSAT-ului era legală? SRI-ul pe baza ei în raport cu și pe baza unui ordin pe care l-a dat președintele, care este comandantul suprem, instituție militarizată, putea verifica și infracțiuni de corupție sau nu? Nu. Domnul Andronic, din punctul meu de vedere, hotărârea CSAT putea să constituie un punct de plecare pentru modificări legislative. Exact. Pentru modificări legislative. Din nefericire, deși se cheamă Consiliul Suprem de apărare a țării, mai toată lumea s-a dus către zona de securitate națională. Lumea vorbește de securitate națională, nu de apărarea țării. Chiar în legea CSAT se vorbește de instituțiile care fac parte din Sistemul Național de Apărare a Țării. Nici de cum de Sistemul Național de Securitate. Ori în momentul în care duci tot într-o zonă de securitate, deci muți către zona de ceea ce se numește acum în limbaj uzual intelligence, de informații, de spionaj și contraspionaj, atunci normal că pare firesc să crească ponderea celor care secretizează, care lucrează nepublic. Dar ce legătură are corupția cu intelligence? Eu nu înțeleg. Și activitatea de urmărire penală pe care o făceau ofițerii SRI. Am documentul ăsta publicat de evenimentul zilei. Aici, într-o comunicare internă a DNA-ului, se spune că în interesul cercetării penale, bla bla, trebuie să fie supravegheat un personaj. Și e o frază absolut halucinată. Se desemnează beneficiar secundar două unități militare, fiind SRI București și SRI Constanța. Este unitatea centrală a SRI-ului, București Central, așa îi se spune, și 0764 este SRI Constanța. Pe ce avea SRI-ul să... Nu, este un mandat de siguranță națională care este pus la dispoziția de către DNA, deci nu numai unității de redare, care e 089, o găsiți acolo, 894 sau ceva de tipul ăsta, care este cea care se ocupă tehnic de redare, ci este trimis la încă două unități ale SRI-ului. Deci nu era vorba de furnizor, nu era vorba de prestator. Penală, cercetarea era penală de nu este confidențială? Nu, este nepublică. E nepublică. Da? Era normal ca acest mandat să mai ajungă la încă două... Ce rezultă din acest mandat de siguranță națională? Nu. Să mai ajungă la încă două... Știți câte gărcini dați seama? Și niciun caz ca beneficiar. Asta, aici încă vreo șapte. Pe mine, eu sunt șocat cât de lejer discutăm despre lucrurile astea. Oarecum suntem deja obișnuiți cu lucrul ăsta. Nu e vorba de lejer. Este o expresie care îmi place mie. Se numește banalitatea răului. Adică, bun, noi discutăm deja oarecum relaxați, că am acceptat lucrurile astea. Cum schimbăm starea asta de fapt? Ați câștigat alegeri, aveți 60 ceva la 100 în Parlament, mare forță politică. Te rog eu, pentru că e important ăștia să lămurim, continuare să lămurim. Așa. E ceea ce am publicat, este o dovadă că se întâmpla ceva în afara legii? Fără îndoială, da. Punctul meu de vedere, da. Încă o dată, mai am încă 7 hârtii de tipul ăsta. Se poate face ceva? Diferite. Nu. Se poate face ceva, dar nu ar putea. Eu, din punctul meu de vedere, mai mult decât să scriu și după aia să fiu criticat, n-am ce să fac. Da, și cred că ce se poate face? Urs. Păi, stați puțin. Noi trecem foarte ușor de la temele importante ale zilei de la una la alta și nu analizăm niciuna serios, da? Până acum am stat de grațiere. Acum am trecut la aceste protocoale. Noi am aflat de recunoașterea acestor protocoale de dată recentă. În momentul de față se desfășoară la nivel național, aș putea spune, un demers al unor ONG-uri, al unor partide, al ONG-uri. Nu, ca și cum ar, vă dați seama, pentru foarte mulți oameni, că aici e foarte grav, pentru foarte mulți oameni lucrurile astea sunt naturale. Unora, domnul Danule, sunteți de acord cu mine, că sunt oameni cărora li s-a părut firesc ca înainte de numirea unui, cum spuneați dumneavoastră, înainte de numirea cuiva să ceară acordul SRI-ului? Da. Vedeți dacă SRI-ului e de acord. Da, și pe unul din ei chiar l-a chemat Ponta. Mi se pare că asta e democrație. Nu, n-a început cu Ponta. Am zis pe unul din ei, l-a chemat Ponta. Hai să fim bineînțeles. Poate și la Ponta s-a cerut. Este una să soliciți niște informații de la SRI și alta să soliciți acordul. Este foarte diferită sintagma. Avizul care înseamnă acord până la urmă. Nu. Dacă vreau să numesc pe cineva și vreau niște relații pe care nu le am, cred că pot să solicit la instituția abilitate. Dacă vă spun, domnul Fenechiu, Șerban Nicolae, Dan Androni, dacă vă spun din experiență oarecum personală, nu să vă dau cazul punctual, că cei de la servicii se interesau inclusiv de privatizări, de licitații, de lucruri aflate în desfășurare. Asta cum sună? Noi vedem aici un gunoi băgat sub preș,
în interes național chipurile, care ține de vreo 10-12 ani, că asta s-a întâmplat în România, toți cei care au venit și au mai povestit au spus, domnule, mai încet cu critica, cu discuția asta, că ataci siguranța și interesul național. Mesajul DNA-ului, din punctul meu de vedere de astăzi, este, domnule, contracararea, să luăm măsuri și așa mai departe. Unii au cerut în stradă inclusiv închiderea televiziunilor. Păi dacă încet, încet, da, închidem gura și tăcem și nu mai facem dezbatere pe ideea că îi ajutăm pe niște urmăriți penal sau niște persoane penale care au interesul să se protejeze, difuzează în presă. Sebastian Ghiță, apropo, rușine statului român că nu-l găsește, Sebastian Ghiță este un om cu grave probleme cu acuzații penale. Dar asta nu-l face credibil, pentru că DNA ne-a învățat în N dosare penale că cei mai penali și cei mai veroși oameni au fost credibili și buni de a fi denunțători. Când e bun penalul în România? Când e bun ofițerul să facă? Când spune ce trebuie și cui trebuie și cui servește povestea asta, da? Când a fost declarată corupția vulnerabilitatea națională? În 2005, prin decizia CSAT-ului. În 2005, ok. Spuneți-mi și mie, cine făcea parte din CSAT în 2005? Ministrii. Ok, da? Ministrii. O mare economiei, justiției, de interne, o parte din miniștri de la data respectivă sunt astăzi niște foarte mari contestatari a ce se întâmplă. Domnul Tăriceanu, de exemplu, da? N-au știut ce semnează. Păi e foarte ușoară scuza asta. Pentru că vedeți dumneavoastră în ce se atâta, dacă unul e consens, dacă unul se opune, nu trecea, da? Deci e foarte ușor să vii. Pentru că în momentul când a fost introdusă corupția... Părerea mea că nici n-au înțeles despre ce e vorba. Bun, e foarte grav dacă primul ministru al României nu înțelege, da? Nu înțelege deci, implicațiile. Deci corupția a fost declarată vulnerabilitate. În momentul ăla s-a dat posibilitatea serviciului de informații să verifice din această perspectivă. La un moment dat până și presa a ajuns o vulnerabilitate, dacă vă amintiți, da? Și n-am văzut manifestări de stradă, n-am văzut absolut nimic, deși era cât se poate de clar că era un atac, în opinia mea, la instituția democratică. Da? Dar avem mișcări de stradă și se strigă să se închide unele posturi de televiziune. Dan Andronic, să păstrăm firul roșu. Deci avem protocoalele astea, Dan Andronic, despre care avem informații că există. Există, au fost confirmate de Laura Codruța Chiovești. Păi nu, stai puțin. Dar nu cred procurorul general, cine să cred? Domnule, stai o clipă. E una să vină cineva să-mi spună, domnule, protocolul era făcut pentru punerea în executare a mandatelor de interceptare. Nu, haideți să vă spun. Asta a spus. Vreți să vă spun ce conține? Asta a fost explicația Codruței Chiovești. Vă spun așa. Vă că vă spun. Se vorbea, se scria, despre cooperare și schimbul de informații și sprijin în toată activitatea. Asta era în 2014, pentru că în 2016, nu, 2014 e declarația Codruței Chiovești aia. Nu, să vă spun ce conține protocolul. Ah, am înțeles. Da? Schimb de informații. Sunt informații din protocol? Cooperare, schimb de informații și sprijin în toată activitatea. Ce înseamnă sprijin în toată activitatea? Păi, orice. Ieri am discutat cu un judecător care a fost chiar președintele CSM. Deci, încă o dată, fiecare șef de unitate al SRI și al SIE, pentru că ceea ce nu se știe și nu s-a spus până acum, și SIE are un protocol încheiat cu DNA-ul. Da, de aia s-a supărat atunci. Exact. Vedeți cum se leagă lucrurile. Domnilor invitați, ieri am avut o discuție cu un judecător fost președinte al CSM-ului, adică un om cu experiență și cu tot ce trebuie, judecător, care mi-a spus așa, dacă se dovedește că ofițeri SRI au făcut acte de urmărire penală și au acționat în dosare penale, așa cum acționează polițiștii judiciariști care au drept, toate actele sunt nule. Cine va ajunge în momentul în care să spună lucrurile astea? Pentru că ajunge la procurorul general. Mi se pare că procurorul general e de partea... Aveți o dovadă publică pe care mi-a transmis-o astăzi cineva. Țineți minte când a fost la Vama Morabița acea descindere? Mai țineți minte cu Vameș și când au fost arestați Vameș? Da. De acolo, din acea echipă, doar 5 erau polițiști. Restul erau de la SRI. Și cel care mi-a dat informația, mi-a spus următorul lucru. Vedeți că s-au filmat numerele de mașini. Există în continuare înregistrări transmise de televiziune cu numerele de mașini. Verificați numerele de mașini, că atunci a ieșit un scandal intern uriaș. S-au arestat între ei? Nu. SRI-ul a participat la acea activitate, la un act de... cercetare penală, nu? Sau ce? Era în fază de urmărire. A, pe e gravă chestia asta. Verificați numerele de mașini. Era în fază de flagrant, numai că la descindere n-au găsit nimic în flagrant. Deci verificați lucrul ăsta. După aia vedeți declarația liderului sindicatului polițiștilor, care spune azi în evenimentul zilei, acum am publicat-o, că din când în când venea câte unul care nu se legitima, vorbea cu șeful de echipă și dădea ordine polițiștilor ce să facă. La întrebarea noastră, și ăla era de la SRI, răspunsul lui e, păi de unde era să fie? Le spuneau polițiștilor ce acte să facă în dosar. E scris negru pe alb.
Și dacă îi spunea polițistului să sape, la săpa. Bine, eu cred sunteți că... președintele comisiei nu juridice din Senat, domnul Șerban Nicolae, da? Da. Bun, ce faceți mai departe? Că mi-a spus ceva că procurorul general care o să fie sesizat, pe procurorul general... Nu sesizat, este o solicitare pe care o face ministrul justiției. Acum am avantajul că am alături de mine... O să facă ceva procurorul general împotriva colegilor de breaslă? Nu, s-a spus simplu, nu e așa. Că nu, păi cum nu e așa? Dacă mi-arătați o lege, că puțin mai devreme vorbeam de faptul că în codul penal nu se face distinție între politicieni și restul lumii. Nu se face distinție nici între colegi și restul lumii. Deci, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte grave. Că există o foarte mare așteptare și o presiune foarte mare ca parlamentarii, în primul rând, să identifice toate aceste abuzuri, toate aceste... Să vedem dacă există. Practic, da? Haideți pare, să vedem dacă există. Cel puțin la prima vedere, eu plec de la premisa că ne putem înșela. Este o caracață cu foarte multe brațe. Nu știi care e mai important, care strânge mai tare, care a fost mai adânc infiltrat în societate. Bună observație. SRI a tutelat DNA sau tutelat procuratura sau procurorii practic au folosit SRI pentru a-și face treaba. Nu e foarte clar. Haideți să vă dau un exemplu. Într-o discuție de acum cât... Eu cred că e bielă manivelă. Nu căutați... E foarte devreme pentru concluzie. Deși cred că există un moment care a determinat devoalarea acestor chestiuni, pentru că ele nu sunt noi, sunt de ani de zile și au funcționat, din păcate, destulă vreme. Faptul că la un anumit moment au început să iasă la nivel, au început să scârție, că încep să se toarne între ei, eu zic că este un moment care poate fi folosit pentru elucidare și mai ales pentru prevenirea repetării acestor chestiuni. Domnule Nicolae, doamna Chioveș, în interviul din evenimentul zilei 2013, spune negru pe alb, vorbește de echipe comune, de că avem un protocol, echipe mixte care se implică în anumite cazuri. Dar numai atât, dar ce vă aminte că erau comunicatele DNA care aveau la final fraza... Dar eu vorbesc de ceva la mult vedere, mai explicit. La vedere, nu da. Eu mă întreb totuși, de ce nu s-a sesizat nimeni din 2013? Că lucrurile astea erau prezentate ca o normalitate. Fi, nici nu te gândeai că poate fi ceva anormal. Banalitatea. Și atunci ne-am sesizat, că eu, spre exemplu, am niște propuneri de modificare la codul penal, la codul procedură penală, inclusiv cu mijloace speciale de cercetare și supraveghere. Erau multe, dar la vremea respectivă era împotriva statului de drept. Și acum? Subminai lupta anticorupție. Și acum sunteți domnul. Și acum e aceeași temă, nu? Dați seama că... Și nu uitați că DNA cere luarea unor măsuri ferme. Nu, da? E mai grav. Domnul Mănăstire, să vă spun ceva. Lucrurile au fost acoperite mult mai grav. Uitați-vă în rapoartele MCV. Și mecanisme puternice de contracarare. Exact. Veți găsi acolo niște lucruri absolut halucinante. Spre exemplu, se spune acolo negru pe alb că Parlamentul trebuie să modifice legislația penală doar aceea angajată de guvern și în limitele supravegherilor, sesizărilor organelor judiciare. Deci Parlamentul nu are voie să modifice altceva. Ce frumoasă e democrația asta. Asta vă spun, în MCV și e repetată chestiunea asta, că Parlamentul trebuie să justifice refuzul de a da curs cererilor DNA, de să motiveze. Și multe alte lucruri au fost făcute în așa fel încât să existe presiuni din toate părțile. A fost foarte simplu să spui că toți politicienii sunt penali. Păi nu, și dacă eu dovedit, direct, eu dovedit. Aveți aici doi politicieni care nu au nici dosare penale, care nu au nici probleme. Mă rog, Dan Android, să zicem că a cochetat cu politica o scurtă perioadă, nu știu dacă mai e... Am revenit în la patria mama. N-aveam niciun fel de constrângere personală. Cu toate astea, nici noi nu l-am lăsat să facem propuneri, măcar să punem în dezbatere. Că n-aveam pretenția niciunul dintre noi că am găsit soluția genială cu care rezolvăm toate problemele. Nici măcar dezbaterea n-a fost acceptată. Ați vorbit puțin mai devreme... Curtea ți-a dat dreptate în anumite situații. Dar apropo de răspunderea magistraților, păi nici la răspunderea magistraților nu se acceptă niciun fel de modificare. Imediat au sărit unii și au spus, nu acceptăm niciun fel de discuție. Textul de acum din lege este foarte bun și nu trebuie umblat la el. Păi și atunci am întrebat, câte acțiuni în regres s-au făcut pentru angajarea răspunderii patrimoniale a unui judecător sau procuror asta din 90 încoace? Și știți foarte bine... Zero. Nici una măcar, nici una în 27 de ani. Bine, hai să zicem că nici una din 2004 încoace, de când e legea. Ori vă dați seama că mecanismele astea, e clar că nu funcționează din moment ce societatea le percepe ca atare. Că nu spun eu, dacă o spun eu, poate spună, doamne, e politician, are interese și așa mai departe. Ori, v-am spus, pentru prea multă vreme toate aceste abuzuri au părut normale. Oamenilor li s-a părut firesc, v-am spus,
a protestat presa atunci când presa a fost inclusă la capitolul vulnerabilități la siguranța națională? S-a mai... Nu, pe aici, pe acolo, pe aici, pe acolo și disparat. N-a fost o reacție de solidaritate, măcar din perspectiva a ceea ce înseamnă mass media, libertatea de exprimare. Apropo și de mitingiști. Eu nu sunt, de un, adept, care au ieșit sunt un adept al ieșirii, niciodată n-am să fiu de acord că trebuie întotdeauna să fie organizat, aprobat și așa mai departe. Accept ideea de manifestare spontană. Sunt Corect. Un fanatic al libertății de exprimare. Corect. Dar între altele, ieri și acum două săptămâni, erau în numele libertății de exprimare se cerea limitarea exprimării altora. Unii, nu erau toți. Unii dintre ei. O să-ți dau un exemplu cu presa. În urmă cu două luni de zile, Parlamentul a adoptat modificarea legii 51 pe 95 a avocaturii. Băi, toată presa a ieșit super imunitatea avocaților, da? Da. În ciuda faptului că am chemat ministra la barou, i-am explicat, la barou a fost de acord că nu există nicio super imunitate, da? A plecat de acolo, declarațiile la ieșire, erau de pădos. Declarațiile la ieșire a fost pădos, așa. Bun, toată lumea a fost, toată presa a super imunitate. Toată acea super imunitate nu genera niciun avantaj avocatului. Toată era pentru cetățeanul care apela la un avocat. Spunea că nu ai voie să folosești convorbirea avocatului cu clientul împotriva clientului. Pe avocat poți să-l iei în schimb, da? Aia era super imunitatea. Că nu ai voie să vii într-un birou de avocatură și să confiști toată logistica. Cum? Știm că se întâmplă, da? S-au dus să duc într-un birou de avocatură, fac o prechiziție, ridică toate calculatoarele, tu mai ai și alți clienți, mai trebuie să lucrezi mâine, poimine, cum se întâmplă și la firmele de contabilitate, da? Că relația avocat-client este sacră, adică nu poate fi violată decât în anumite cazuri. Nu, eu am mai spus-o, da? Eu am mai spus-o și cu altă ocazie. Vedeți, dumneavoastră, în Constituția României este prevăzută profesia de avocat. Avocatul este menționat în Constituția, dincolo de faptul că e o profesie adică milenară. Adică instituția apărătorului, de da? 2500 de ani. Cel care te apără. Deci este prevăzut, articolul acela 20, era 23 înainte, cred că mai 24, libertatea individuală, vorbește de avocat. Spre exemplu, în Constituție nu se vorbește de medic, sau de inginer, sau de agronom. De avocat, dar de avocat se vorbește. Și încerc să explic tuturor că dreptul la apărare nu este rezervat numai unora. Este vital. De ce? Pentru că atunci când statul vine peste tine să-ți angajeze răspunderea, nu ai altă soluție decât să apelezi la un profesionist. Ori dacă se exerce aceste mijloace de presiune, și eu am spus, nu e vorba de profesia mea, că suntem noi avocați, suntem o mână de avocați. Dar, apropo de politicieni, că ați întrebat, apropo, câți politicieni, dacă am făcut un inventar. Deci, spre exemplu, Ponta e trimis în judecată pentru ceva ce ar fi făcut ca avocat, nu ca politician. Unde îl trec? Îl trec la avocați? Îl trec la politicieni? Nu e cercetat pentru ce a făcut ca prim-ministru, nu e cercetat pentru ce a făcut ca deputat. E cercetat pentru ce a făcut, mă rog, se presupune că a făcut ca avocat. Bun, și pe de altă parte, apărarea nu numai pentru nevinovați. Apărarea este pentru oricine. Bine, asta nu mai zic. Asta nu mai zic. Asta mi se pare... Apropo, eu mi-am luat o imagine foarte negativă și din cauza faptului că sunt apărătorul penal. În continuarea discuției fac apel la apăr nevinovați. Articolul publicat de evenimentul zilei. Aici sunt niște elemente. Ați reușit să obțineți date suplimentare pe chestiunea aceea a faptului că exista un sistem de comunicații securizat între DNA și SRI. Oamenii ăștia făceau ședințe operative în care își discutau cazurile. Pe ideea următoare, ca într-o redacție de ziar, da? Îi spune redactorul șef, șefului de la Departamentul de Investigații, ce informații ai mai cules pe subiectul cutare, ce acum, ai mai documentat. Și SRI-ul ajuta DNA-ul... Partea cu protocolul vine într-un fel să completeze această imagine. Pentru că intră într-o structură de, pe care eu o considerat-o instituțional corectă, de comunicare. Eu am verificat imediat după ce a dat comunicat DNA-ul, în care a spus că nu există așa ceva și că nu s-a întâmplat niciodată, numai că iar au folosit, că am ajuns să gândesc și eu, că au tot felul de construcții semantice, cum e celebra construcție, n-am fost prietenă cu inculpatul Ghiță, adică am fost prieten cu Ghiță până să devină inculpat, deși Ghiță era inculpat din 2002, dar îl dăm pe Ghiță deoparte, nomina odiosa. Și acolo se folosește următoarea expresie. Nu a participat la ședințe operative ale SRI. Nici n-am spus că erau ședințe operative. Ședință operativă în SRI înseamnă o chestie foarte clară. Am observat că sunt foarte exact, sunt foarte atenți la semantică, la modul în care folosesc cuvintele, tocmai în ideea de a nu fi acuzați la un moment dat că au încălcat legea sau că deci n-am zis sunt foarte judicioși la folosirea termenilor. N-am avut informația că doamna Chioveș a participat la ședințe operative. Am avut informația că comunica pe un terminal video cu Florian Coldea în prezența șefului diviziunii
de contrainformații economice și cel de la apărarea Constituției. Da. Ei, a apărut și informația serii, ca să zic așa, informații deja care circulau pe surse de câteva zile au fost confirmate astăzi de un ministru al cabinetului Grindeanu. Se pregătesc dosare, dragii mei, dosare miniștilor guvernului Grindeanu, pentru că dacă președintele Iohannis, da, mâine urmează să discute bugetul, dacă guvernul Grindeanu îndrăznește să adopte bugetul fără avizul CSAT, spune Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, ne așteptăm la dosare de abuz în serviciu. Deci se joacă în forță cu dosare. Revenim imediat cu informația. E consultativ politică. Am revenit, vă spuneam că de câteva zile în mediul politic se discută, da, pe subteran, dar au început să iasă și public informații că anumiți miniștri ai cabinetului Grindeanu sunt vizați, ministrul Justiției, domnul Iordache, chiar și premierul Grindeanu, care nu are imunitate parlamentară, da, vi se arată, da, sperietoarea dosarelor penale pentru abuz în serviciu, da, pentru că ordonanța grațierii nu a fost gândită, să spunem, cu avizul celor de la DNA, cu celor de la parchetul general, spun le surse că Florin Iordache și premierul Grindeanu se pot trezi cu abuz în serviciu pentru că nu au cerut un aviz pe ordonanța grațierii pentru bugetul de stat. Doamna Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a făcut acum câteva minute o declarație în acest sens. Bună seara, doamnă! Bună seara! Abuz în serviciu, așadar. Păi ar avea motiv să vă facă abuz în serviciu dacă nu așteptați avizul lui Iohannis? Discuția vis-a-vis de acest aviz al CSAT este că avizul este consultativ. Corect, așa, știe Dar toată lumea. Dar important este să existe. Anul trecut, de exemplu, și nu numai anul trecut, și în alți ani, acest aviz al CSAT-ului a venit după ce s-a aprobat în ședința de guvern bugetul României. Fiind ulterior transmis Parlamentului, atunci a venit și avizul de la CSAT. Noi am așteptat, după cum foarte bine știți toată presa, câteva ore, pentru că de la administrația prezidențială a venit o hârtie în care nu se spune sigur negru pe alb că dacă nu există acest aviz poate să fie o infracțiune de abuz în serviciu, dar se sugerează oarecum în sensul că se spune că nu se respectă procedura. Scrie, deci dă de înțeles că nu se respectă procedura. Bun. Și stăm în situația asta la lung. Dacă președintele Iohannis, care prezidează CSAT-ul, nu dă avizul ăsta, nu puteți da legea bugetului de stat? Avizul este consultativ și eu sunt absolut convinsă că va fi luat acest aviz. Sigur, el poate să treneze. Păi, acum exact. Depinde ce se va întâmpla mâine. S-ar putea să se și amâne ședința CSAT. Nu avem de unde să știm acest lucru. În orice caz, în CSAT, votul este de 7-5, 7 pentru membrii guvernului. Deci, dacă se păi va vota... Cu vot? E cu vot, doamna? Dar există în același timp un regulament care, din punctul nostru de vedere, nu este nici legal, nici constituțional, că în CSAT avizele acestea se iau cu unanimitate. Doamna Vasilescu, haideți să vă dau un scenariu. Consens. Pentru că aveți nevoie de buget, nu dumneavoastră, guvernul, noi, România, avem nevoie de buget, veți fi obligați să-l adoptați, președintele Iohannis nu o să vă dea avizul, după ce adoptați bugetul, fără avizul CSAT, domnul Grindeanu se trezește cu o plângere penală pentru abuz în serviciu din partea administrației prezidențiale și în momentul ăla începe urmărirea penală. Domnul Grindeanu nu are imunitate parlamentară și cine știe... Poate îl vedem coborât pe scări. Sigur că putem vorbi de foarte multe scenarii, ne putem aștepta la absolut orice. Dar eu cred că nu se va ajunge atât de departe. În primul rând, pentru vă că România nu trebuie blocată. Vă dau un exemplu din partea cealaltă. A existat un ministru al apărării, Teodor Atanasiu. De la administrația prezidențială i s-a făcut o plângere penală din partea unui consilier prezidențial, pe atunci al președintelui Băsescu. A început urmărirea penală, Atanasiu a trebuit să plece pentru că așa era procedura, președintele Băsescu a cerut
demisia lui și aia a fost. Președintele Iohannis, repet, deci, de ce vi se pare așa ieșit din comun? Da? Pentru că nu ați respectat procedura. Nu mi se pare nimic ieșit din comun. Totuși, să nu intrăm în zona SF-urilor. Doamna Vasilescu, vă rog. Da, spuneam că nu mi se pare absolut nimic ieșit din comun. Este. Orice scenariu este posibil, dar eu sper să nu aibă nimeni în conștiență să blocheze bugetul României, pentru că este vorba de veniturile românilor până la urmă. Este vorba de pensii, este vorba de salarii, este vorba de facilități pe care le facem mediului de afaceri, este vorba de administrația locală care nu poate să-și voteze bugetele până nu apare bugetul României. Cred totuși că nu se va merge atât de departe. Eu v-am întrebat altceva. Nu știu de ce s-a forțat cu acest aviz, nu știu de ce se ia atât de târziu, pentru că anul trecut, așa cum am spus, el a venit după ședința de guvern în care s-a aprobat bugetul. Am fi putut să-l avem, să avem o ședință a CSAT-ului vineri după amiază, am fi putut să o avem sâmbătă, duminică, iată că este abia marți, adică după 5 zile. Deja se trenează foarte mult. Bugetul va ajunge apoi în Parlamentul României. Sunt absolut convinsă că parlamentarii de opoziție vor veni cu mii de amendamente astfel încât să treneze cât mai mult adoptarea acestui buget. Eu v-am întrebat altceva, doamna ministru. Vă asumați bugetul ăsta fără avizul lui Iohannis? Da sau nu? Sau așteptați avizul președintelui, adică CSAT-ul? Parlamentul României nu poate să adopte bugetul fără acest aviz, care este consultativ într-adevăr, dar el trebuie să existe, într-o formă sau alta. Poate să fie și negativ, nu contează, important este să existe. Dar și cum adică poate să amâne, că poate după ședință o să spună, ne mai vedem săptămâna viitoare, veniți cu o nouă propunere. Nu, nu e așa. Mi se pare ciudat. Deci, guvernul trebuia e deja doar, o emisiune cu treburile guvernului. Guvernul trebuia doar să solicite avizul. Problema care s-a întâmplat a fost legată de faptul că în ședința de miercuri, după ședința de miercuri, n-au solicitat avizul și au dat seama vineri, în realitate, că n-au solicitat avizul. Ce bâlbâia la lui Grindeanu? Ce bâlbâia la guvernului? Hai să o spunem pe aia bună. Îmi pare foarte rău, dar bugetul României a fost abia vineri gata, când s-a Vineri a fost convocată ședința guvernului pentru a aproba bugetul. Ei n-au avut nici măcar solicitat avizul. Să mă ierte Dumnezeu. A fost solicitat avizul înainte de ședința de guvern. Mai mult decât atât, dați-mi voie, îmi cer scuze că intervin peste colega mea, dar vreau să fac o precizare. Toate instituțiile din Sistemul Național de Apărare, adică acele instituții în legătură cu care se emite vizul CSAT, și-au făcut bugetul în limita plafonului stabilit de Ministerul Finanțelor. Deci știu foarte bine și au acceptat acel buget. Deci nu există niciun fel de divergență. Deci nu li s-a tăiat în mod samabolic. Nu li s-a tăiat sau nu li s-a pus, cum să vă spun, peste capul lor. De fapt, procedura presupune în felul următor. Că pe bază de username și de parolă, i s-a stabilit plafonul, să zicem, nu știu, la Ministerul Apărării Naționale, echivalentul a 2% din PIB. Și și-au urcat singuri solicitările de buget în limita plafonului stabilit. S-a închis pe criteriile de legalitate, de oportunitate în ansamblul guvernului. Deci, repet, MEAPN-ul, MEAIU, SRI-ul, SIE, SPP, STS și-au făcut bugetele pe care le-au dorit. Nu există niciun fel de divergență, niciunul din conducătorii acestor instituții. Și atunci nu vorbim despre o falsă problemă? Ba, bineînțeles că vorbim despre o falsă problemă și de o amânare nejustificată. Mai mult decât atât, în CSAT, avizul acesta, care se poate da oricând, din punctul meu de vedere, nu există niciun fel de impediment, ar fi culmea ca cineva să condiționeze Parlamentul să legifereze de nu știu ce aviz. Păi nu a spus Iohannis în adresa de care vă spunea doamna Vasilescu să fie sănătos. Că nu ați respectat procedura și că aveți sănătos. Grijă cu solicitarea avizului. Cu solicitarea avizului. S-a împlinit și această condiție. Guvernul marți poate înainta proiectul de buget. Oricum, până la promulgarea legii, tot proiect de lege se cheamă. Adică poate începe dezbaterea și fără avizul CSAT-ului. Au ședință guvernul marți. Dar imediat vă spun. Dar mai mult decât atât. Dacă cineva vrea să modifice bugetul uneia din cele 6 instituții, trebuie să modifice la una din celelalte 5. Ați înțeles? N-are cum, pentru că avizul CSAT se dă pe cele 6 instituții. Deci nu poate să se extindă CSAT-ul să propună, domnule, hai să luăm de la agricultură sau să luăm de la, nu știu, la fonduri europene, de la tineri și sport. Nu există așa ceva. Dar poate să ceară, mai găsiți resurse. Nu, pentru că bugetul a fost calculat
încadrându-se în limita de deficit bugetar, cu toate cifrele macroeconomice, și atunci nu există niciun fel practic, în realitate, niciun fel de soluție, afară de cazul în care una din cele șase se înțelege cu celelalte sau două, și între ele mai fac niște mici modificări. De altfel, cheia de care a vorbit domnul Iohannis, și anume bugetul Serviciului Român de Informații, ridică și o altă problemă. După cum știți, decizia Curții Constituționale a spus că SRI-ul rămâne fără o bună parte din activitatea sa, cea care s-a ocupat de intercepția. Mulțumesc. De doamna Vasilescu, dacă doriți să mai adăugați ceva pe povestea asta. Da, concluzia până la urmă, că în alți ani acesta a venit după ședința Guvernului de aprobare a bugetului. Da, anul acesta este primul an în care nu se întâmplă acest lucru. De altfel, puteți să verificați și dumneavoastră să vedeți când s-a luat acest aviz, dacă s-a luat înainte sau după ședința executivului în care s-a aprobat bugetul. Și cu asta a fost și în 2013. E destul de clar pentru toată lumea. Și în 2013 a fost aceeași situație. Mulțumesc pentru intervenție. Există posibilitatea ca CSAT-ul să amâne un aviz? Avizul poate amâna, dar guvernul și-a îndeplinit obligația. De ce? Pentru că guvernul nu poate fi ținut de actul unui alte instituții. Deci, când v-am spus că vorbim de o falsă problemă, de fapt vorbim de o falsă problemă. Asta vreau să spun, da, exact. Guvernul s-a mișcat. E adevărat că în momentul în care... Haideți să o lămurim foarte simplu. În momentul în care președintele României a anunțat convocarea CSAT pentru marți, guvernul, atunci dacă ar fi trecut peste... Și ar fi zis, domnule, nu mai așteptăm avizul. Îl adoptăm. Înaintăm proiectul și îl trimitem la Parlament. Atunci, într-adevăr, se punea problema unei asumări de răspundere. Dar, în situația de acum, practic CSAT-ul, eu nu cred că CSAT-ul nu va da aviz favorabil. Chestiunea consensuală nu intră în discuție. Președintele României, indiferent cine e, este comandantul suprem al Forțelor Armate și nu poate fi înfrânt la vot pe majorități. Că nu există vot în CSAT. Așa, exact. Și atunci... din punctul meu de vedere, avizul se va da, afară de cazul în care există o îndărătnicie profund abuzivă, dar încălcăm două texte de Constituție, dacă nu ținem cont de ele, și anume, doar guvernul are drept de inițiativă legislativă în materie de buget și de bugetul asigurării sociale, nu parlamentarii, nu cetățenii, ci doar guvernul, și Parlamentul este unica autoritate legiuitoare. Parlamentul nu poate fi constrâns să aștepte ceva. Nici o normă din lume nu poate să-i spună Parlamentului nu legifera, mai stai puțin. De-aia vă spun că e o falsă problemă. Exact. Că indiferent ce decide CSAT-ul, ca mână, problema de care s-a vorbit e alta. De faptul bugetul pleacă. De faptul că sunt unii care agită spiritele și ați văzut că sunt și niște cetățeni de bine care se apucă repede și fac niște denunțuri penale, care spun așa că dacă veți îndrăzni să trimiteți bugetul chiar dacă nu s-a obținut avizul de la CSAT, atunci, fiind vorba de instituții din Sistemul Național de Apărare, pe care, mă rog, securiștii de RID nou le numesc de Siguranță Națională, atunci sunteți pasibili de răspundere penală pentru că periclitați Securitatea Națională. Mie mi se pare un motiv foarte bun pentru un dosar penal, no, sincer. Dar, totuși. Nu. Sunt unii care pornesc la premisa că președintele are interes, nu are interesul dacă... să blocheze bugetul și să-l leseze pe Grindeanu. Haideți să fim serioși. Nu are cum, din câte înțeleg. Nu are cum. Iohannis, Daniel Fenecheu. Iohannis are interesul să joace politic și joacă politic. Dar nu să blocheze bugetul. Deci Iohannis le-a arătat celor de la PSD că au greșit flagrant. Au convocat o ședință de guvern pentru vineri, fără să-ți fi solicitat bugetul. Îi luați apărarea degeaba. Știți foarte bine că a amânat cât a putut intrarea în vigoare a legii care elimina 102 taxe. A amânat cât a putut intrarea în vigoare a legii care a majorat salariile în sănătate și în învățământ. A amânat cât a putut desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, respingând o candidatură fără niciun fel de motiv. Și noi am plătit politic simplu pentru primele două. Așa. Deci am plătit politic pentru cele două. Acum, vă ajută pentru asta să acum mai amână cât poate. Domnilor, nu scăpăm de povestea cu protocoalele dintre SRI și procuratură. Ovidiu Hanesian, da, jurnalistul răpit în Irak, mi-a dat un mesaj. Are niște informații extrem de interesante. Bună seara, Ovidiu. Bună seara, mi-ai scris că ai fost audiat de ofițeri ai SRI, da? Știți foarte bine, după răpirea din Irak, a început o urmărire penală. Povestește-ne tu, Ovidiu Hanesian, cum ai fost anchetat, da, de către psihologi, de către ofițerii SRI, da? Ce căutau oamenii să te ancheteze?
Mai întâi aș dori bună seara, să vă bună spun seara. Bună seara. Aș dori să vă rețin 30 de secunde cu domnul fostul ministru Atanasiu, că l-ați pomenit. Dânsul a fost scos la pachet împreună cu fostul șef Vasile Păun al contrainformațiilor militare, cu doamna Kohalmi și cu domnul Gelaledin Nezir. Pentru că la vremea aceea au creat un serviciu secret paralel numit AGAT. Nu vreau să mai intru în amănunte. Despre ce s-a întâmplat cu noi. Ne-au sequestrat, să zic așa, 3 zile după ce am venit din răpirea, faimoasa răpire din Irak și m-am pomenit cu câte un mic binom care mă audia în fiecare zi. Procuror și ofițeri SRI. Ei au spus că sunt psihologi. Am înțeles. Ăștia ne-au luat în fiecare zi, ne-au luat și o declarație scrisă fără avocat în sediul SRI în care ne-au ținut 3 zile. Declarație care respecta tipic unei declarații dată în fața procurorului? Declarație folosită, a fost utilizată exact în dosarul penal? Deci a fost declarație în fața procurorului, mi s-a spus că nu va fi folosită ulterior, dar am găsit-o în mâinile domnului procuror șef adjunct Ciprian Nastasiu, care instrumenta. Deci au făcut Ovidiu, o secundă. Și aș cere prezența unui avocat vreun moment? Nu, n-a fost niciun fel de avocat. N-ai cerut? Nu, n-am cerut, că noi venisem acolo pentru cu totul altceva. Și erați în sediul SRI-ului? Eram în casa conspirativă a SRI, construită inițial pentru ministrul de interne Drăghici, n-a apucat să stea în ea. Și Ovidiu, eram scuză-mă. Sub tutela domnului Florian Coldea. Hai să precizăm că lucrurile astea sunt grave, da? Deci s-au făcut acte procedurale în dosarul răpirii cu procurorul de caz, cu procurorul care va audia, cot la cot cu ofițerul SRI. Asta exact, este. Era doamna Raluca Botea, care era procuror DICOT, da? Da. Și cu domnul Florian Ghință de la Glință de la SRI. Glință și mai cum? Glință, Florian. Florian Glință. Glință cu G. Glință. Ok. Da. De, în cazul meu, dar mai era Alina Sabău, cred că o chema pe procurarea de la DICOT, și mai era Raluca Gladoveanu, dacă nu mă înșel, era tot așa zis psiholog. Și ne-au audiat 3 zile la rând. Deci erau procurori care rând. Se prezentau drept psihologi sau ofițeri SRI care se prezentau drept psihologi? Acolo nu erau decât ofițeri SRI în acea încăpere, era super păzită, era sub supravegherea domnului Florian Coldea, dormea pe canapele pe acolo. Coldea dormea pe canapele? Exact, îmbrăcat. L-am surprins de câteva ori. Timofte, Radu, care era șeful politic, venea din când în când la mine, la ușă, stătea pe o băncuță, că stăteam într-un fel de apartament acolo, și atunci știam că trebuie să vină Traian Băsescu. Unde să vină Traian Băsescu? În vila SRI-ului, unde ne întrețineam foarte bine așa, și aflam de la domnul președinte ce spuneam eu de dimineață procurorilor și SRI-știlor. În cadrul urmăririi penale, deci asta era urmărire penală, practic... Nu cred, nu știu. E bun. Deci era ceva... Ceva halucinant. O urmărire penală populară. Era în grup, da. Era da, cu președinți de stat. În vila SRI-ului cu procurori DICOT și cu psihologi de la SRI, vezi, doamne. Iar toate lucrurile astea, ai documente, ai dovezi, deci le-ai regăsit după aceea în dosar, nu? Și ceilalți au dat păi declarații? Ulterior m-a reaudiat procurorul de caz, am dat alt set de declarații. Și era Ciprian Nastasiu cu declarația mea de la SRI în mână și o răsfoia așa, să văd eu că el știe ce am discutat eu cu ăștia. Dar ceilalți au dat și ei declarații și au... Toți au dat. La SRI și trei... și le-au regăsit în dosar sau în mâna procurorului? Asta nu mai știu. Pentru ceilalți nu vă pot spune eu ce s-a întâmplat. Mulțumesc, Ovidiu, pentru intervenție. Este un amănunt important și interesant pentru că... Bine să confirme tot ceea ce am
descoperit, dacă nu știu dacă descoperit e corect. Dacă a descoperit. Asta este o chestie necorectă, nelegală, ne la locul ei. Dacă să spunem că în cazul Ohanesian era povestea... Ilegal? Stați puțin, ilegal? Fiind vorba de terorism și așa mai departe, naționale, da. Se permite o anumită formă de colaborare între serviciul de informații și procurori pe infracțiuni de siguranță națională. Păi și ăștia ce infracțiuni? Ce infracțiuni? Păi era vorba de o răpire. Ce răpire erau complici? Nu-mi dau seama cu exactitate, dar spun că există ei și o situație... Ei erau teroriștii, domnul Fenichel. Nu, dar pentru a... Deci cazul în sine era un caz de terorism. Cazul în sine. Păi și nu-i prezinți cadrul legal? Ba da, dar noi spun că din punct de vedere legal, legea Securității, Siguranței Naționale și legea SRI prevăd această posibilitate. Vă dau textul de lege. Deci vă dau textul de lege. Audieri cu ofițeri SRI. Eu n-am vorbit. Cel mult ofițerii SRI. Ce valoare are declarația pe care a dat-o? Mulțumesc pentru prezență. Nu e normal, nu este legal. Cum vă spuneam, banalitatea răului. Se fac acte de procedură, sunt lucruri diferite. Se fac acte de procedură. Da, încet, încet începem să aflăm. Vă mulțumesc pentru prezență. Continuăm dezbaterea. Chiar dacă se cer măsuri în forță împotriva celor care discută despre lucrurile astea, să știți că într-o societate, chiar dacă nu ne convine, trebuie să dezbatem. Iar cei care se chiar înșelăm și iar cei care se uită la noi trebuie să judece cu mintea lor și să discearnă adevărul, dacă putem să-l găsim. Mulțumesc pentru prezență, numai bine.